de spectator cu foarte mult drag vin la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu, singurul liceu de specialitate din județul Vrancea. În fiecare emisiune am spus că mi-ar plăcea să vin într-o clădire nouă, într-o clădire funcțională, cu multe piane, cu multe cum se cheamă obiectele voastre de la... multe lucrări de pictură, cu multe lucrări de sculptură. Așa, cu multe și tot ce vă trebuie, ustensile pentru așa ceva. Deci mă aflu, stimați spectatori, la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani. O am invitată pe doamna profesoară, pe pictorița Diana Tăicuțu. Bună seara, doamna director! Bună seara și bine ați venit alături de noi. Întotdeauna oșile Liceului de Artă sunt deschise pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Și pentru toată lumea, așa cum vă spuneam, cu foarte mult drag. E aproape nostalgie pentru mine liceul de muzică. Școala de muzică din Focșani funcționează din 57, a dat nume importante la Vinea Tomulescu Coman, profesor universitar, Paula Diaconu, la fel o pianistă desăvârșită, toate cu studiile făcute la început aici, la Școala de Muzică. Vă rog, stimată doamnă, suntem la sfârșitul anului școlar aproape și urmează un nou an. Vorbiți-le copiilor și părinților despre organizarea actuală a liceului. Suntem la sfârșitul anului școlar, într-adevăr, însă la începutul unei ample acțiuni de admitere, de promovare a actualilor elevi. Avem competențele profesionale, această săptămână avem admiterea care se desfășoară în următoarele zile. Urmează și examenul de bacalaureat, pentru care iarăși ne pregătim câteva evaluări la clasa a 6-a, la clasa a 8-a, deci anul școlar se încheie cu foarte multe activități. Aș vrea să vorbiți, le luăm pe rând, competențele profesionale, despre ce este vorba? Competențele profesionale vor avea loc în această vinerea, ultima vinere pentru clasa 8-a, pentru clasa 12-a. Copiii sunt pregătiți pentru a-și susține ultima lucrare, lucrarea ce îi definește ca și caracter artistic. Clasele de muzică, de arte plastice și de arhitectură vor susține în fața unei comisii ultimul proiect, cum vă spuneam, proiectul definitoriu pentru activitatea lor profesională. Deja s-au încheiat mediile? Se vor încheia. Mai durează puțin. Încă se dau testări, ultimele testări pentru această pregătire de bacalaureat. Este vorba numai despre copiii de la arte plastice sau și de la cei de la muzică? Da, toți copiii. În aceeași zi își vor susține proiectul pentru competențe profesionale. Ei s-au pregătit încă din noiembrie, deci și-au ales temele, profesorul coordonator și pe parcursul acestei luni s-au definitivat toate aceste proiecte și urmează susținerea lor. Dar spuneți-vă, deci asta e cu competențele care se termină săptămâna asta pe 29 mai. După aia ați spus ceva despre examen de admitere? Admiterea o avem miercuri și joi. Se vor susține probele de admitere pentru clasa a 9-a. Da, explicațiile despre ce este vorba, că oamenii știu că examenul de admitere se dă... Astăzi și mâine, astăzi luni și mâine marți, au început înscrierile pentru admiterea la clasa a 9-a. Avem 3 clase, una de muzică, una de arte plastice, unde vor putea opta pentru sculptură, pictură și artă monumentală, și ultima clasă, a treia clasă, de arhitectură, unde copiii vor putea să studieze arhitectura și designul industrial. Câte locuri sunt la arhitectură, de exemplu? La toate cele 3 clase sunt 28 de locuri. Asta deci câte 28 de locuri? Câte 28 de locuri.
Se pare că până la această oră avem foarte multe înscrieri, stăm foarte bine la acest capitol. Interesul pentru muzică și arte vizuale se simte. S-a crescut, deci, cu fiecare an. Da, care... da. Asta este pentru clasa a noua. Pentru clasa a noua. Pentru clasele celelalte. Pentru clasa a noua se vor susține, cum spuneam, miercuri și joi. Iunie. Acum, nu. Acum, deci, da. Calendarul așa prevede. De la ora 8 copiii vor fi pregătiți, va fi o adunare generală la ora 9, la ora 8. Copiii vor fi pregătiți pentru probele, cele două probe ce se vor desfășura în cele două zile. Ei deja știu despre ce este vorba. Au fost două sesiuni de pregătire în ultimele două săptămâni. Ei cunosc probele și ce trebuie să pregătească. Și pentru clasele 5, că și pentru clasa 5-a o să fie nevoie de o... Da, când o să aibă loc? La sfârșitul lunii august, atunci vor fi anunțate. Pentru clasa 1-a. Da, ei se înscriu și pe parcursul verii, nu este absolut nicio problemă. Sunt solicitări și la clasa a 5-a și la clasa a 1-a. Sunt copii care doresc să studieze un instrument, doresc să... se inițieze în artele plastice. Da. Doamna director, cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Ce lucruri de bine îmi puteți spune? Adică ne puteți spune? A fost un an cu foarte multe activități. Aș dori să punctez în primul rând, pentru că ne reprezintă și în fiecare an facem imagine bună la nivel național, Olimpiada Națională de Arte Vizuale, unde s-au obținut două premii importante, și anume premiul 3 la secția pictură, o fetiță de clasa 12-a, Ștefan Andreea, și o mențiune la sculptură. Olimpiada pe țară. Olimpiada pe națională, da. Felicitări. Mulțumim. Foarte multe rezultate greu de transpus acum în cuvinte. La secția muzică au fost în foarte multe deplasări, au participat la foarte multe concursuri, premiile, premiul 1, premiul 2, foarte variate premiile. Au fost foarte implicați copiii. Anul acesta s-a simțit o mai multă implicare la toate clasele pentru a obține aceste concursuri, din dorința de a-și dezvolta un CV pentru viitor. Știu că acum urmează un concurs, unde s-au înscris foarte mulți copii, este un concurs național deja. Da. Și uite, a căpătat chiar, cum se spune, a început cu câțiva copii și acum sunt foarte multe înscrieri aici, și cred că nu numai pentru concursul ăsta, cred că și pentru tot ce ați avut voi nevoie în școala asta, v-au sărit în ajutor și consilierii și... Sigur, s-a făcut o solicitare la nivelul Consiliului Local și au fost fermi. Ne-au acordat tot ce am solicitat. Deci nu au fost probleme aici. Nicio problemă. Sunt alături de noi, avem doi reprezentanți în Consiliul de Administrație care ne susțin. Orice solicitare, orice problemă avem, în general, ecoul este... Ar fi și jenant să nu fie așa, pentru că, repet, este singurul liceu de specialitate în județ. Durerea mea mare este că nu vi s-a promis... clădirea de lângă inspectoratul școlar de 15 ani, numai de când știu eu, văd că are storurile trase, știi, nu s-a mai lucrat. E problema asta cu banii, probabil, cu banii care au fost cheltuiți, nu la noi, pe plan local, dar totdeauna mă mănâncă limba să spun că sunt revoltată de ceea ce văd, că apare pe la televizoarele centrale, câtă furăciune, câtă nerușinare, câtă sfidare. Asta este, și avem copii deosebit de talentați. Mi-a plăcut cum i-ați primit pe copii la gară. De unde veneau copiii? De la Olimpiada Națională.
de la Olimpiada. Da, și mai erau doi reprezentanți alături de profesorul coordonator Ioana Constantinescu, care au fost la concursul național Made for Europe, unde au obținut premiul întâi. Nu puteam decât să-i primim cu, așa, în mod organizat. Foarte frumos și mi-au plăcut. Adică m-a impresionat când am văzut pe copii plângând de emoție, că nu s-a așteptat la o asemenea primire. Erau atât de obosiți încât a fost așa, ca o cireșică. Ca o cireșică. Dar vreau să-ți spun că mă uitam și eu dimineața la știri, că de la 2-3 săptămâni se dă o știre în permanență cu solicitarea cumpărării unui pian pentru liceul Ipati. Când eram eu elevă la liceul Enescu, fiecare clasă, chiar și clasa de cultură generală în care învățam, avea un pian și un pian bun. Și acum un liceu ca cel din Principatele Unite nu are un pian de concert. Este jenant, aceea situație și aici, am dat și eu 2 euro, dar de fapt în fiecare zi când văd știrea mai dau 2 euro pe telefon, pentru că îmi pare rău să știi, să știți, doamna directoare, Focșani a avut o filarmonică aici, Focșani a avut o școală de muzică în care la fel în fiecare clasă erau piane. Da, ne dorim un pian. Însă spațiul nu ne permite protejarea unui astfel de instrument. Măcar un pian de concert care să stea la una dintre sările mari pe care le avem, unde copiii, așa se poate, la Ateneu sau la teatru, un contract cu ei și de câte ori este nevoie copiii să meargă acolo. Dar se invită atâta lume din alte părți, îi bași pianul în priză, că ala este jenant. Asta este situația. Haideți să vorbim despre liceul de artă. Și eu nu pot decât să vă felicit pe toți cei de aici, pentru că în ciuda unor condiții, poate uneori nu cele mai favorabile, reușiți să aveți performanțe. La bacalaureat am trecut, știu că ați avut rezultate bune și acum 2 ani ați avut rezultate bune. Ne dorim și anul acesta, avem câteva, din cele 3 clase, aș putea spune că un procent de 70-80% sunt copii foarte buni, foarte buni. Ne dorim să fie procentul cât mai mare la bacalaureat. Să fie ca și ca în toți anii de altfel, mai ales, stimați telespectatori, că după absolvirea acestui liceu nu este obligatoriu să urmezi arte plastice sau conservator sau arhitectură. Poți să mergi să urmezi orice altă facultate, nu? Sigur, sigur. Au fost și situații. Adică pe partea de cultură generală, profesorii își fac datoria, sunt foarte implicați și încearcă să le insufle copiilor tot ceea ce știu, gustul pentru învățătură. Spuneți-mi, pentru anul viitor, la copiii mici, clasele de vioară, pian, care sunt locurile? Foarte puține locuri, avem 8 locuri pentru clasa 1-a. Deci este o problemă în condițiile în care solicitările sunt 20-25 de elevi. Va fi o adevărată competiție pentru a obține un loc. Au fost tot felul de sesizări față de, și de inspectorat, față de minister. Nu se poate face absolut nimic pentru acest. Nu se vede, când am terminat o facultate erau 7 catedre de vioară. 7 catedre de vioară, 10 catedre de pian, erau profesori de vioară, profesori de pian, aveam orchestră, eu am făcut orchestră de copii, am luat locul 2 pe țară cu ea, cu copiii noștri din școală. Ce s-a întâmplat între timp? Nu știu. 8 locuri pentru clasă? 8 locuri. 8 locuri pian cu vioară? Sigur, 8 locuri. Nici mai mult, nici mai puțin. Dar nu este regret, dar nu se poate face nimic. Absolut nimic. Nu se poate face nimic. Cred că nu se vrea să face nimic pe acolo, pe sus, că de putut să se facă ceva, că sunt sigură că s-ar putea. Nu știu de ce se facă bețe în roate acestei situații. Totul până la numărul de norme, care este foarte strict și trebuie respectat. Facem economie, facem economie pe sufletele copiilor, ca să aibă, bineînțeles, se face economie acolo unde e mai ușor, foarte urât, foarte urât că s-a ajuns aici. Nu? Și se aprobă un număr de elevi, noi trebuie să-l respectăm, orice abatere se plătește din buzunarul personal.
Deci nu se poate. S-au făcut solicitări în anii anteriori pentru mai multe locuri la clasele mici, nu se poate. Și atunci cum poți să ai un liceu de artă dacă tu nu ai asigurat, nu ai materialul cu care să pornești de la clasele a 5-a? Se dorește studiu în particular. Bun, și atunci desfințăm liceul de artă. Nu vă convine, nu? Nu ne convine. Desfințăm liceul de artă să studieze lumea în particular. Este foarte... În sfârșit, haideți să ne luăm. Am înțeles că aveți ceva pregătit frumos pentru da, noi. Da. Ce anume? Avem un proiect Comenius început încă de anul trecut, cu o frumoasă organizare, veți vedea. Doamna coordonator și reprezentant al proiectelor educaționale internaționale, Constantinescu Ioana, în aceste zile organizează alături de copii și de celelalte cadre didactice câteva activități ce vor încheia acest proiect Comenius. Proiect Comenius ce poartă denumirea de MIT, Medieval Era Evolves Today. Acest proiect s-a desfășurat alături de parteneri din alte țări europene, s-a desfășurat începând de anul trecut cu foarte multe produse finale pe care vi le va prezenta în minutele următoare. Copiii au fost extrem de încântați, foarte implicați și dornici să promoveze, pe lângă imaginea instituțională și spiritul european, și să se conecteze cu alți elevi din alte țări. A fost un real succes, noi suntem la un al doilea proiect de acest tip, dar modul de organizare și produsele obținute sunt mult mai reușite decât în primul proiect. Se pare că dacă tot încercăm acest tip de activitate, reușim din ce în ce mai reușiți. Eu vreau să repet, aici în școală lucrează nume de vârf ale sculpturii, cum este domnul profesor, cum e maestru Tăicuțu, cel care, stimați telespectatori, a realizat statuia Gheorghe Pastia din Piața Teatrului. Gheorghe Pastia din Piața Teatrului, dar nu numai, că nu atunci. Da, are mai multe lucrări. Are multe lucrări. Și o mulțime de alți colegi ai voștri care sunt deja nume și care... Poftim, doamna director, care este... Apoi e tabloul în spate. Este pictura dumneavoastră, dar noi am mai... Poftim? Zic, mai sus, dar lucrarea unui copil tot de-a lucrarea unui elev. Tot un olimpic, îi promovez, trebuie să-i promovez. Ce frumos, ce frumos. Se fac lucruri foarte serioase aici la colegiul, la liceul Gheorghe Tatarescu. Repet, avem oameni foarte serioși, foarte stăpâni pe ei, foarte bine pregătiți. Vreau mai multă înțelegere din partea celor de sus, nu ai noștri din Focșan, că ei fac tot ce pot. Mai de sus, mai de sus. Mergem în holul școlii? Da, vă rog.
venit în biblioteca școlii, am îndreptat mea pe doamna profesoară Ioana Constantinescu, profesoară de limbi străine la liceul, poate să fie și colegiul, liceul Gheorghe Tatarescu, înainte de a vorbi cu doamna director, doamna Diana Tăicuțu, a vorbit despre proiectul nemaipomenit pe care l-a înfăptuit doamna Ioana Constantinescu. Acum e la finalul proiectului, a invitat și pe cei care au ajutat-o în finisarea lui, în finalizarea lui. Felicitări, doamna profesoară! Mulțumesc! Bună ziua! Proiectul pe care noi l-am inițiat în anul 2013 este un proiect Comenius multilateral, finanțat de Comisia Europeană. El se numește MEET. MEET este acronimul de la Medieval Era Evolves Today. Așa cum reiese și din titlul proiectului, el este bazat pe conectarea perioadei medievale la prezent. Am încercat prin proiect să educăm copiii și să îi învățăm să prețuiască istoria, să prețuiască patrimoniul medieval. Cu acest scop, proiectul, am realizat în proiect 4 ateliere bazate toate pe diferite secvențe medievale, și anume în Grecia s-a realizat primul atelier intitulat intitulat Cetatea Medievală, unde copiii au realizat în lut ceramic pe care l-au ars și apoi l-au pictat folosind elemente arhitecturale specifice fiecarei zone. Cetatea s-a numit simbolic Turg de Riropol, Tur de la Turcia, Gre de la Grecia, Li Lituania, Ro România și Pol Polonia, Turg de Riropol. Apoi s-a mers în Grecia, unde s-au desfășurat 2 ateliere intitulate Costumul medieval și Blazonul medieval, pentru că acum aveam o cetate imaginară medievală în care erau reunite elemente arhitecturale din toate cele 5 țări implicate în proiect. Ca orice cetate, am avut nevoie de un blazon pe care copiii l-au realizat în Grecia. Blazonul este tot din lut ceramic. Apoi s-a realizat Costumul medieval. Și în Lituania, ultima întrunire de proiect, care a avut loc în mai 2015, s-a realizat un dans imaginar medieval, la care copiii au creat un colaj de melodii medievale specifice fiecarei țări în parte. Dans pe care se presupune că dansau oameni îmbrăcați în costumul medieval, care trăiau în cetatea medievală intitulată Turgul Riropol și care aveau și un blazon pe măsură. Cred că a fost o activitate foarte densă și foarte frumoasă și cu rezultate foarte bune, după câte îmi dau eu seama, văd asta pe fețele celor care ne privesc acum, copiilor, la profesorilor care s-au implicat. Foarte frumos! Noi am vrut să creăm o poveste în care actorii principali să fie elevii, bineînțeles îndrumați de profesori. Am avut o echipă de nota 11, pentru că au lucrat cot la cot alături de mine și am dat viață tuturor atelierelor în parte. Fiecare a învățat lucruri noi și eu recunosc că am învățat foarte multe lucruri legate de cultura și tradițiile fiecarei țări în parte, de religia și obiceiurile pe care le avem fiecare, bineînțeles, diferite, așa cum și noi suntem diferiți unii de alții. Copiii cred că și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe în materie de istorie, engleză, pentru că și-au îmbunătățit competențele lingvistice, au învățat să interacționeze într-o limbă de circulație internațională. Proiectul s-a desfășurat numai în engleză. Au găzduit și apoi, la rândul lor, au fost găzduiți de familii, ceea ce înseamnă că trăind în sânul unei familii de acolo, exact, din Grecia, Turcia, au avut ocazia să intre în contact direct cu tradițiile și obiceiurile respective, cu arta culinară. Unora le-a plăcut mâncarea, altora nu. Poate că și diferențele acestea ne-au făcut bine și psihic și fizic, bineînțeles, da? Pentru că am învățat să apreciem mai mult valorile
pe care le avem. Copiii au învățat să aprecieze adevărata scară de valori. Și cred că a fost într-adevăr o activitate care a mulțumit pe toată lumea și fiecare, și cei de la noi și cei din alte țări pe unde ați fost, au avut ceva de câștigat. Îmi permiteți să stau și eu puțin de vorbă cu copiii? Da, chiar vă rog. Și pe dumneavoastră vă felicit în tot sufletul, că știu că a fost o muncă imensă. Domnișoară, tu cum te numești? Mă numesc Rusoana, sunt elevă în clasa 11-a și am participat la acest proiect. Am fost în Turcia. Pentru deplasarea noastră am realizat un videoclip filmat în Crângul Petrești cu o nuntă specifică românească și cu tradițiile acesteia. Cine v-a ajutat pe voi pentru realizarea acestui filmuleț? Domnii profesori. Ți-a plăcut să lucrezi în asemenea proiect? Da, mi-a plăcut foarte mult. În cadrul videoclipului am fost mireasa, iar când am ajuns în Turcia, am interpretat și un dans specific unei nunți românești. Felicitări! Mulțumesc. Felicitări! Mă numesc Avunzu Mihal Alexandra, sunt în clasa 11 și am vizitat Turcia alături de prietena mea și alți profesori. În cazul nunții am fost nașa miresei. Ai fost nașa? Ce cadou i-ai oferit ca nașa miresei? Încă nu i-am făcut niciun cadou. Consider că a fost o activitate care a folosit tuturor, nu? Da, a fost o activitate care a folosit tuturor. Am avut experiențe noi și am făcut cunoștință cu oamenii care sunt și altfel. Și cu obiceiurile de acolo. Da, da, da. Felicitări, succes! Domnule profesor, dumneavoastră, cu ce v-ați implicat în acest? Veniți mai, sau mai bine zis, cum v-ați implicat în această... Eu m-am implicat ocupându-mă cu probleme de publicitate și de cunoașterea proiectului de către elevii din școala noastră, de către colegi și de către publicul vrâncean, întrucât cele realizate de noi au fost reflectate în revista Școlii Armoniei și de asemenea în publicațiile vrâncenești Monitorul de Vrancea și Ziarul de Vrancea. Am participat în cele 4 țări este europene, ca să nu mai zic că am fost și în acțiunile de la noi. Am fost încântat de colegii noștri profesori din aceste țări, am fost încântat de elevii noștri, de elevii lor. Am văzut că în sfârșit între Occidentul European și Orientul European este o bună frățietate. M-am gândit în acest context că merită să mulțumim factorilor de decizie care au promovat acest proiect al nostru și care astfel au pus în valoare memoria deosebită a lui Jan Amos Komenský, un mare pedagog ceh și european. Și iată că noi astăzi, pe urmele vechilor conflicte europene din zona medievală, de exemplu, noi construim prietenii, frățietate. Și am fost chiar emoționat că Ziua Europei anul acesta ne-a surprins în Lituania, unde ne-am simțit de asemenea foarte bine. În concluzie, ce pot eu să spun? Mă bucur că am avut ocazia să participăm la un asemenea proiect. Elevii noștri vor rămâne cu amintiri frumoase și când vor mai fi implicați în proiecte de asemenea măsură și dificultate și emoție până la urmă, se vor implica tot la fel de bine, ba chiar și mai bine, având în vedere experiența acumulată. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Felicitări! Bună ziua! Bună ziua. Mă numesc Jica Neagoanda și sunt clasa 8-a. Am participat la realizarea blazonului medieval în Grecia și a fost o experiență foarte plăcută. Te-a plăcut în Grecia? Da, a fost foarte frumos. Ați fost bine primiți în Grecia? Foarte bine primiți. Sunteți toate fete frumoase și deștepte și mă bucur că Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu are asemenea copii și asemenea profesori, bineînțeles. Tu cum te numești? Constantinescu Mircea și am fost în Grecia. Și cum a fost în Grecia? A fost foarte plăcut și am legat prietenii. Ai legat prietenii? Și ce prieteni? Am participat la... La...
La, ceva despre un blazon am auzit eu că se vorbește în propoziția asta, da? Da. Ai participat, bravo, felicitări. Doamna profesoră, dumneavoastră, veniți fiind, mai încoace. Fiind un proiect care a implicat istorie, cultură, diversitate europeană, am participat ca profesor de istorie cam la toate atelierele. Deci la costumul medieval, la istoricul costumului medieval, la realizarea unei piese din costum medieval, la dicționar cu termeni medievali, blazonul medieval și inclusiv muzica și dansul medieval. Foarte frumos! Mă numesc Perlogandra Teodora și am fost și eu în Grecia, unde am participat la crearea costumului medieval. Ți-a fost frumos? Da. Ai învățat să dansezi sirtachi? Da. Da? Să mă înveți și pe mine că eu n-am reușit. Felicitări, succes! Mă numesc Daniela Ovema și am fost în Grecia. Și ce ai făcut în Grecia? Ai creat ce? Costumul medieval. Deci ai participat la realizarea costumului medieval și ți-a plăcut? Da, foarte. Te mai duci? Da. Da. Dumneavoastră, doamnă, cum vă numiți? Bună ziua, Bratu Ionela mă numesc, sunt profesor de informatică în acest liceu. Eu am participat încă de la începutul acest proiect. Am fost responsabilă pe partea de... De informatică. Deci realizare de materiale publicitare, fotografii, filme, newsletter-uri și tot ce a ținut de publicare pe site sau pe site-ul proiectului, pe eTwinning și pe site-ul liceului. Pe site-ul liceului. Felicitări, doamna! Bună ziua! Numele meu este Saghin Ovidiu George și împreună cu colega mea... În ce clasă ești, George? A 9-a C. Clasa 9-a C. Și împreună cu colega mea, Rosela, am vizitat Lituania, acolo unde am participat la ritmuri medievale, în ceea ce am costat să facem, să creăm un dans, din care dansul acesta, împreună cu ceilalți profesori din țările străine, la urma dansurilor am selectat niște pași și am creat un dans comun. Un dans comun, da? Exact. Ce, tu ai selectat? Nu, împreună, cu toți am selectat. Tu la ce secție ești? La muzică sau la cultură? Arhitectură. La arhitectură, vrei să faci arhitect, da? Desigur, și mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez Lituania. Slavă Domnului, ai ce învăța acolo și slavă Domnului, îți ajută și în cariera ta de mai târziu această vizită. Am observat și arhitectura din Lituania. Succes mult! Bună ziua, mă numesc Răduță Rosela și sunt în clasa 12-a și împreună cu colegul meu am fost în deplasare din Lituania și acolo am avut ocazia să vizitez niște lucruri minunate și să realizăm dansul medieval din cadrul atelierului Ritmul Medievale și a fost o experiență minunată din care am învățat foarte mult. Tot la arhitectură și tu? Nu, eu sunt la arte practice sculptură. La sculptură. Excepțional! Să mă întorc din nou la doamnele și la doamna director și la doamna profesoară Ioana Constantinescu. Nu pot decât să vă felicit, ați făcut dacă un lucru. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că acest proiect are niște produse finale. Produsul final al anului școlar 2013-2014 constă în albumul costumului medieval, în care se regăsesc desene, schițe, analize ale costumului medieval din toate cele 5 țări. Cu această carte, cu acest album, noi am participat la Arad, la Olimpiada Proiectelor, dacă pot să numesc așa concursul național intitulat Made for Europe, unde am luat premiul întâi pe țară. O felicitări! Da, mulțumim! Felicitări. Am fost și suntem foarte mândri de faptul că munca noastră a fost recunoscută la nivel național. Păi am observat că și dumneavoastră și soțul dumneavoastră vă implicați foarte mult în lucruri de acest gen. Știu că ați fost în Basarabia, ați organizat o mulțime de evenimente acolo. Este foarte frumos că deși aveți probleme de familie, copii, chestii, cu toate acestea vă ocupați ca să vadă lumea că oamenii sunt oameni peste tot și că putem fi prieteni, putem învăța unii de la alții. Este foarte frumos. Felicitări din tot sufletul. Da, mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug că în anul școlar 2014-2015 avem în lucru cel de-al doilea produs final al proiectului, se numește Dicționarul Medieval, care conține termeni medievali. Este un dicționar ilustrat la care ne-a ajutat foarte mult și Ovidiu, Saghin Ovidiu,
El a realizat, cred că, mai bine de jumătate din desenele care se regăsesc în acest dicționar și mulțumesc încă o dată întregii echipe și dacă ar fi să mă întrebe cineva apropo de ce spuneți dumneavoastră că suntem dedicați proiectelor și lucrului cu copiii, cred că dacă ar fi cineva să mă întrebe ce-i vrea să te faci, dacă aș fi din nou copil, să mă întrebe cineva ce vrei tu să te faci mai spin mare, cu siguranță aș spune profesor. Mă bucur foarte mult, doamna director, felicitări, aveți un colectiv de profesori minunați, un colectiv de elevi minunați și sper că liceul Gheorghe Tătărescu să rămână ca o emblemă în județul Vrancea. Felicitări, vă mulțumesc foarte mult, mă aștept să mai vin pe aici.